Dragoș Dincă nu face promisiuni de șarte. În timp ce majoritatea parlamentarilor vor să atragă electoratul prin proiecte cât mai îndrăznețe, dar greu de realizat, candidatul PNR pentru Camera Deputaților este mai realist. În timpul plimbărilor sale pe la ușile bucureștenilor, el a observat că foarte mulți dintre aceștia solicită lămuriri în privința sistemului de vot uninominal și a felului în care se face împărțirea pe colegii. Majoritatea cetățenilor însă cer ajutor pentru probleme care sunt de competența primăriei sau a prefecturii. În privința celor din urmă, Dincă a recunoscut că probleme ca iluminatul stradal sau locurile de parcare nu pot fi rezolvate de un parlamentar. Totuși, acesta și-a manifestat disponibilitatea de a muta revendicările cetățenilor de la tribuna Parlamentului pe masa primăriei. Un deputat, din păcate, nu se poate ocupa direct de rezolvarea problemelor locale, pentru că cei mai mulți din cei cu care stau eu de vorbă semnalează probleme care sunt de competența primăriei. Iluminatul pe stradă, capacele de la canal care dispar, locurile de parcare, străzile. Nu trebuie să le creăm oamenilor așteptări mult mai mari decât se poate realiza în, în fapt. Un parlamentar nu poate să rezolve problemele acestea, dar poate să ia problemele, să le ducă la cei în măsură să le rezolve. Dragoș Dincă este candidat din partea PNL la un loc de deputat în Colegiul 5 din Capitală. Acesta a declarat că dorește să ofere răspunsuri și soluții tuturor celor care au întrebări și probleme care țin de sectorul 2.